Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorii Incredibile, vorbim despre ultimul război mondial al omenirii și vremurile din urmă. Așa cum reiese din titlul acestui material, este vorba despre ultimul război mondial al omenirii, nu despre următorul război mondial. Poate fi același lucru dacă așa ne va fi istoria, dar nimic nu ne garantează că al treilea război mondial va fi și ultimul înainte de parusia, adică a doua venire a lui Iisus Hristos. Cu toate că sunt șanse mari să fie așa, nu scrie nicăieri în Biblie că în vremurile din urmă, adică zilele din urmă, va avea loc al treilea război mondial. Poate va fi al patrulea, al nouălea. Așadar, în acest material este vorba despre ultimul război mondial al omenirii care va avea loc în vremurile din urmă, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos și preluarea puterii politice a omului pe această planetă de către Iisus. Acesta sigur va fi ultimul, pentru că sub conducerea lui nu are cum să mai existe păcat în univers și pe pământ. Și să analizăm puțin scrierile sfinte. Ezechiel, capitolul 38, ne spune cine vor fi participanții ultimului război mondial al omenirii. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, și prorocește împotriva lui, și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, am necaz pe tine, Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și pe toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif. Gomerul și toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miază nopții, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Pregătește-te, dar fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău. Fii căpetenia lor. După multe zile vei fi în fruntea lor. În vreme de apoi vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fuseseră pustii, dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în locuințele lor. Iar tu te vei sui sus, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine. Generalul Moshe Dayan, în 1968, a declarat pe baza textului menționat că următorul război nu va fi contra arabilor, ci contra rușilor. În continuare, în Geneza 10:2 citim: Magog, Meșec, Tubal și Gomer sunt fiii lui Iafet, unul din fiii lui Noe, care au întemeiat grupul nordic de națiuni. Roș e considerat a fi Rusia, iar Meșec, Moscova sau Moscovi, pe numele ei vechi. Tubal e considerat a fi Tobolsk, un oraș în Siberia, sau un popor numit Tiberieni, de pe țărmul de est al Mării Negre. Se crede că Gomer ar fi fost crimerienii care au năvălit din nord, prin Caucaz, în zilele Imperiului Asirian și au ocupat părți din Asia Mică, fiind apoi alungați. Togarma se crede că ar fi Armenia. Oricare ar fi identitatea exactă a acestor popoare, Ezechiel spune despre ele că locuiesc în părțile cele mai îndepărtate ale nordului și nu există nicio îndoială că se referă la națiuni ce locuiesc dincolo de Caucaz. Dacă ne uităm pe hărți, ne vom convinge că este vorba despre acea parte a lumii aflată sub influența Rusiei și a fostei URSS. Înainte de mijlocul secolului al XIX-lea, Shem era asociat cu toată Asia, Ham cu toată Africa și Iafet cu toată Europa. Urmașii lui Noe și națiunile întemeiate sunt protagoniștii ultimului război mondial. Ezechiel se referă la niște vremuri îndepărtate, vremea de apoi, și prorocește împrăștierea evreilor printre popoare pentru multă vreme și strângerea lor din nou pe munții lui Israel, după ce vor scăpa de sabie,
s-a întâmplat la 14 mai 1948. Persia este Iranul de azi. Etiopia este traducerea cuvântului evreu Cusc. Cusc a fost fiul lui Cam sau Cham, unul din copiii lui Noe. Istoricii consideră că toate popoarele de culoare ale Africii au ca strămoși pe Cusc. Concluzia este următoarea. O serie de țări africane se vor alia cu arabii și popoarele de limbă rusă pentru a invada Israelul. Put este Libia de azi. Put a fost și el unul dintre fiii lui Cam. Urmașii lui au întemeiat națiunile arabe din Africa de Nord, Libia, Algeria, Tunisia și Maroc. Prima colonie a lui Put a fost numită Libia de istoricii vechi, Iosefus și Pliniu. Togarma, despre acest teritoriu amintit de Ezechiel, istoricii consideră a reprezenta teritorii din Asia Sovietică, Turkmenistanul și alte popoare ale Rusiei Orientale, printre care și Kazahstanul. Spunem aceasta deoarece este cunoscută pasiunea kazacilor pentru creșterea cailor, caii și călăreții amintiți de Ezechiel. În prezent, mai multe națiuni europene au răspuns invaziei Ucrainei de către Rusia prin mărirea bugetelor pentru apărare. Cererile pentru o armată multinațională unită a Uniunii Europene sunt și mai îngrijorătoare, deoarece ar fi o fază finală înainte de războiul Gog și Magog. Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană vor lua poziție împotriva tendințelor expansioniste ale acestei coaliții, care nu se va limita doar la atacarea Israelului sau doar la manevre pe teritoriul Israelului. Despre China scrie că va interveni militar în vremurile din urmă, în Apocalipsa 16:12. Iată, al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Astfel, secarea Eufratului este un semn că ultimul război mondial al omenirii este iminent. Detalii similare apar în Ieremia 46:10. Această zi este a Domnului, Dumnezeului oștirilor. Este o zi de răzbunare, în care se răzbună el pe vrăjmașii săi. Sabia mănâncă, se satură și se îmbată cu sângele lor. Căci Domnul, Dumnezeul oștirilor, are o jertfă în țara de la miază noapte, pe malurile Eufratului. Eufratul ocupă un loc proeminent în Biblie, fiind descris ca fiind învecinat cu grădina Edenului, în Geneza 2:14. Am putea trage o concluzie după toate acestea. În ultimul război mondial al omenirii, care va avea loc și în Israel, vor fi cel puțin 3 sau 4 forțe ori alianțe militare principale. 1. Nordul, Rusia, unele țări ex-sovietice. 2. Sudul, Egiptul și Alianța Arabo-Africană, de partea rușilor, Iran-Siria. 3. Răsăritul, China, alte țări din răsărit, cum ar fi Corea de Nord. Și 4. Occidentul, Statele Unite, NATO și Uniunea Europeană, mai exact Europa de Vest. Nu analizăm spusele unor profeți, cum ar fi Baba Vanga, Nostradamus sau oarește alți sfinți creștini. Ce au spus aceste persoane, ori este ambigu, ori nu toate profețiile lor s-au dovedit a fi adevărate. Cum ar fi că profetul care a scris Apocalipsa să aibă și profeții adevărate și false, ar fi cel puțin o catastrofă. Acești profeți au susținut mereu victoria țărilor sau alianțelor din care fac parte, de unde putem trage concluzia că s-ar putea urmări ceva cu aceste profeții. De aceea, referința absolută trebuie să fie textul biblic și comentariile unor specialiști pe baza textului biblic. Daniel 11:44 spune că, dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte, îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Alianța ruso-arabă va invada Orientul Mijlociu, Israel, Palestina,
după ce va trece și prin Turcia sau după ce o va distruge. După ce va ocupa o perioadă Ucraina, Turcia, cu precădere Istanbul și Orientul Mijlociu, rușii vor auzi zvonuri venite de la răsărit, mobilizarea Chinei și altor popoare, și zvonuri venite de la miază noapte, mobilizarea NATO și alte evenimente în lumea rusă. În Daniel 11:45 citim: își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-ajutor. Rusia va stăpâni Israelul o vreme, nimic despre templul refăcut de pe muntele cel slăvit și sfânt. Dar apoi va fi nimicită, conform citatului, la Megiddo. Apocalipsa 16:16 ne spune: duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Tot Apocalipsa la 9:5 arată: li s-a dat putere nu să-i omoare, ci să-i chinuiască 5 luni. Iar Apocalipsa 9:1, care spune că s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare, arată și posibilitatea folosirii unor arme nucleare tactice. Posibile sunt și conflicte între China și NATO. Zaharia 14:2 spune: atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Zaharia 13:8-9 arată că în toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri cum se lămurește aerul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice: acesta este poporul meu, și ei vor zice: Domnul este Dumnezeul meu. Zaharia 11:10 arată că atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine, pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Înainte și în timpul războiului vor avea loc și alte evenimente, cum ar fi un val de cutremure. Pentru că în Apocalipsa 16:18-20 citim: și-au urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Și profeții Matei și Luca menționează războaie, epidemii mortale, foamete și dezastre naturale care vor răpune viața a milioane de cetățeni. În același timp, Biblia spune că oamenii distrug pământul și astfel aduc sfârșitul lumii mai aproape. În capitolul 21, Luca face o expunere despre ceea ce înseamnă momentul apocalipsei. Viziunea sa se referă la timpurile când molimele, cutremurele și războaiele vor fi la ordinea zilei. Atunci omul trebuie să știe că vremurile de sfârșit se apropie. Cea mai mare problemă care lasă loc de interpretare este că nu ni se dă un timp când sfârșitul va veni. Este vorba doar despre semne, care pot fi interpretate după bunul plac. De când omul pe această planetă, au existat războaie, molime sau pandemii și cutremure. Aceste semne au existat dintotdeauna și vor exista, pentru că așa este viața pe Terra. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!